Apocalipsa 4, versetul 6 În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. În mijlocul scaunului de domnie și în prejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu este arătat în toate laturile lui, ca să-l cunoaștem desăvârșit și astfel să înțelegem dreptatea și dragostea lui Dumnezeu față de toată zidirea sa. Marea de sticlă, asemenea cu cristalul, din fața scaunului de domnie, arată limpezimea judecății lui Dumnezeu, prin care se poate vedea fără greutate dreptatea lui desăvârșită. Cele patru făpturi vii, din mijlocul scaunului de domnie, pline de ochi pe dinainte și pe dinapoi, arată puterea desăvârșită de pătrundere a judecății dumnezeiești, din fața căreia nimeni nu se poate ascunde. Iarăși am stat înaintea Domnului și l-am întrebat despre cele arătate în verset. Doamne, ce înseamnă marea de sticlă, asemenea cu cristalul? Răspunsul a fost, marea de sticlă este o stare. Apoi am întrebat, Doamne, dar cele patru făpturi vii, pline de ochi, ce înseamnă? Răspunsul a fost următorul. Cele patru făpturi vii sunt puterea mea de pătrundere, cunoașterea mea. Prin ele, vă fac pe voi să înțelegeți felul meu de a fi. Faptul că cele patru făpturi vii sunt pline de ochi, dă ideea că dreptatea lui Dumnezeu nu este niciodată oarbă și nimic din tot ce se petrece în Univers nu este la întâmplare. Totul se desfășoară după planul cel veșnic al său. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru planul său desăvârșit, în care ne-a cuprins și pe noi slavă lui în veci. Amin. Versetul 7 Cea din tâi făptură vie seamănă cu un leu, a doua seamănă cu un vițel, a treia are fața ca unui om și a patra seamănă cu un vultur care zboară. Aceste asemănări sunt atribuite lui Dumnezeu. Leul simbolizează maestatea și puterea, vițelul simbolizează jerfa, omul simbolizează fiul, Vulturul zburând simbolizează înaintarea necurmată spre țintă, spre împlinirea planului veșnic. Nimeni și nimic nu poate opri pe Dumnezeu în împlinirea planului său. Asemănările de aici sunt puțin deosebite de cele din Ezechiel, capitolul 1, arătând prin aceasta că este vorba de un tablou pur simbolic. Să fim mulțumiți cu lumina dată de Dumnezeu asupra cuvântului său. Să nu forțăm nimic prin logica noastră ca să nu devenim stricători ai Sfântului Său Cuvânt. Atât cât El ne descoperă, ne este de ajuns. Să avem încredere că nu ne va lăsa în întuneric în nicio privință. Slăvit să fie Domnul! Versetul 8 Fiecare din aceste patru făpturi vii aveau câte șase aripi și era plină cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu Cel atotputernic, care era, care este, care vine. Rostul făpturilor lui Dumnezeu este unul singur, să-L laude pe Dumnezeu fără încetare. Nu numai cele patru făpturi vii sau toate făpturile cerești trebuie să laude pe Dumnezeu fără încetare, ci și făpturile fizice. Din pricina păcatului însă, făpturile de pe pământ s-au abătut de la rânduiala lui Dumnezeu și nu-L mai laudă. Numai cei izbăviți din Robia Stricăciunii, cei care au devenit neprihăniți prin credința în sângele Domnului Sus, care stau necurmat în casa Domnului, pot să laude cu adevărat pe Dumnezeu. Ei au revenit la vechea lor menire și, și o împlinesc. Aceasta face parte din viața lor, ca lumina din foc. Cuvintele zi și noapte arată tot timpul, fără încetare. Vegherea, trezirea și lauda sunt lucrări neîntrerupte în viața făpturilor lui Dumnezeu, a făpturilor născute din nou. Dacă și noi suntem făpturile lui Dumnezeu, să ne cunoaștem bine datoria și să ne omplinim cu credincioșie fără încetare. Ziceau fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, care era, care este, care vine. Dumnezeu este de trei ori Sfânt, trecut, prezent și viitor. Credincioșii lui de pe pământ sunt și ei sfinți, dar numai de două ori: prezent și viitor, trecutul lor fiind păcătos. Sfânt înseamnă pus deoparte sau neamestecat. Dumnezeu nu este amestecat cu nimic din ceea ce este străin de el, de felul lui de a fi. Această sfințenie trebuie înălțată fără încetare de fapturile lui, pentru ca și ele să înțeleagă să fie ca el. Cele patru fături vii care sunt Dumnezeu în puterea lui de pătrundere, înalță pe Dumnezeu în sfințenia lui ca să fie cunoscut de tot universul ca sfânt de trei ori. Dumnezeu ni se descoperă ca sfânt și ne îndeamnă și pe noi, cu putere, să fim sfinți ca El. 1 Petru 1, versetele 15 și 16 Versetul 9 Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor. Slava, cinstea și mulțumirea față de Dumnezeu nu se pot despărți una de alta, ele fiind verici puternice în lanțul vieții tuturor făpturilor sale din cer și de pe pământ. Numai cine este mulțumit cu ceea ce a primit din partea lui Dumnezeu poate să-i mulțumească, să-i dea cinste și slavă. Cine nu-i mulțumește, Înseamnă că nu-i mulțumit cu ceea ce a primit de la el, socotind că viața și toate câte țin de viață, îi s-ar cuveni pe drept. A mulțumi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile primite de la el este o datorie sfântă a oricărei făpturi din cer și de pe pământ. Cele patru făpturi vii și toate făpturile cerești lucrează în două feluri. Cu privire la Dumnezeu, îi aduc slavă, cinste și mulțumiri, iar cu privire la Domnul Isus. Cad înaintea lui. Apocalipsa 5, versetul 8. Versetul 10. Cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie, și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor, își aruncau cu înaintea scaunului de domnie, și ziceau: Cei 24 de bătrâni, aleși dintre urmașii lui Adam, deci dintre pământeni, înainte de întruparea Fiului lui Dumnezeu, fac același lucru ca toate făpturile cerești, ca și cele patru făpturi vii. Se închină lui Dumnezeu ca singurul ziditor, recunoscând că toate lucrurile sunt și au fost făcute prin voia și plăcerea lui și îi aduc slava, cinstea și puterea. O singură deosebire vedem la acești bătrâni față de făpturile cerești. Au cununi pe cap, iar aceste cununi le aruncă înaintea lui Dumnezeu. Cununile arată că ei, bătrânii care le poartă au fost în luptă și au biruit, căci numai biruitorii sunt încununați. Își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie. Un vestitor al Evangheliei vorbise odată înaintea unei regine despre a doua venire a Domnului. La urmă, regina, vorbind cu vestitorul Evangheliei, i-a zis, O, cât aș dori ca Domnul nostru să vină cât sunt eu în viață! de ce are maiestatea voastră această dorință? A întrebat vestitorul Evangheliei. Regina, cu buzele tremurânde și parcă luminată de o mișcare adâncă, a răspuns. Doresc ferbinte să pun coroana mea la picioarele lui. Cine știe să cadă înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu, nu mai poate cădea în păcat și în rătăcire. Cine cade ca mort la picioarele Mântuitorului, vezi Apocalipsa 1, versetul 17, acela nu va mai cădea în moartea păcatului cine cade la pământ orbit de strălucirea luminii cerești fapte 9 versetul 3 și 4 nu va mai cădea în orbirea necredinței și a întunericului viacului acestuia 2 corinteni 4 versetul 4 cine știe și vrea să cadă înaintea lui Dumnezeu ajunge la închinarea adevărată în duh și în adevăr Fericită cădere este căderea înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și înaintea picioarelor Domnului Isus. Cel căzut înaintea Domnului va fi încărcat cu belșugul harului cel felurit și va fi o pricină de binecuvântare pentru cei din jurul lui, o pricină de ridicare pentru cei căzuți în prăpăstiile păcatului. Toți cei care au căzut înaintea Domnului au fost prefăcuți în scări de ridicare pentru cei căzuți viața celui credincios trebuie să fie o zilnică și neîntreruptă cădere în fața tronului lui Dumnezeu, prin rugăciune și pocăință, prin smerenie și evlavie, căci numai în felul acesta poate fi înălțare și înaintare spre cer. Cerul îl atingi coborându-te. Cu cât balanța vieții se coboară într-o parte, cu atât se ridică în cealaltă. Ei și aruncau cununile înaintea scaunului de domnie. Oare cununile acestea nu erau primite de la cel ce ședea pe scaunul de domnie? Fericit este sufletul care a ajuns la starea de lumină și smerenie, înțelegând că tot ce are este darul lui Dumnezeu și că acest dar trebuie pus la picioarele scaunului de domnie. Fericit este cel ce-și aruncă cununa vieții sale, cununa laudelor sale, înaintea lui Dumnezeu, pentru că toată lauda și cinstea îi se cuvin numai lui Dumnezeu. Tot ce arunci, aruncă înaintea scaunului de Domnia lui Dumnezeu, ca El să pună stăpânire pe toate. Cine stă sub Domnia sau sub stăpânirea Domnului nu poate să fie altfel decât cei 24 de bătrâni arătați în Apocalipsa. Numai cine și-a încredințat soarta în mâna Împăratului Împăraților, numai acela se poate închina cu adevărat înaintea lui, numai acela își poate arunca cu nuna la picioarele lui Dumnezeu. Cine însă își păstrează soarta în propriile sale mâini, ținând cu toată puterea la tot ce are el, apărându-și cu îndârjire eul, va cădea sub aspra judecată a celui ce stă pe scaunul de domnie. Lepădarea de sine este mijlocul cel mai sigur ca să poți sta în fața scaunului de domnie. Să ajungi ca Moise, care, din pricina numelui lui Dumnezeu și din pricina poporului, a fost gata să renunțe la veșnicia lui, Vezi Exod 32 cu 12. Să fii gata să renunți la toate, chiar la cununa vieții veșnice pentru Dumnezeu. Iată adevărata lepădare de sine. Un alt gând duhovnicesc. Înaintea oricărui scaun de domnie, cad și alte puteri. Dacă și noi stăm pe scaunul de domnie primit prin Harul lui Dumnezeu, vezi Roman 5 cu 17, toate puterile din noi, toate pornirile firești, cad înaintea noastră. Însă, când suntem biruiți, nu stăm cu adevărat pe scaunul de domnie. Cine are inimă de înțeles, să înțeleagă. Versetul 11. Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci tu ai făcut toate lucrurile și prin voia ta stau în ființă și au fost făcute. Că bătrânii din jurul scaunului de domnie a lui Dumnezeu mai vorbeau și între ei și vorbeau și cu celelalte ființe cerești, este adevărat. Însă glasurile lor le foloseau numai pentru acest unic scop, să laude pe ziditorul cerului și al pământului. Și ziceau, vrednic ești Doamne și Dumnezeul nostru să primești slava, cinstea și puterea. Ce zice gura noastră tot timpul? Sau cea mai mare parte din timpul unei zile? Să ne fi dat Dumnezeu gura și pentru alt scop? Versetul de mai sus este foarte însemnat, întrucât ne arată cu prinsul celor ce va arăta Apocalipsa. În această carte se lucrează după cum este de așteptat, mai ales împotriva celora care au venit în atingere în chip deosebit cu mărturia lui Dumnezeu. Dar toți oamenii, oriunde s-ar găsi, sunt făpturile lui Dumnezeu și au primit cu toții o oarecare măsură de mărturie și de aceea vin sub mustrarea lui Dumnezeu. Ce bucurie să vezi că Dumnezeu a făcut toate pentru plăcerea sa și că e cu neputință să îi se răpească drepturile cele le are asupra făpturilor sale. Faptul acesta se sărbătorește în cer, în timp ce omul spune pe pământ, nu este Dumnezeu. Psalmul 53, versetul 1 Noi suntem chemați acum să ne suim în duh, în cer și să stăm în legătură cu tot ce stă la temelia cerului a da lui Dumnezeu slava ca unui ziditor și ca aceluia pentru plăcerea căruia sunt făcute toate, nu numai că nu este o notă joasă a cântării noastre de laudă sau o cântare de laudă a cărei notă are un mic cuprins, ci prin aceasta ni se arată înaintea ochilor că toate făpturile stau în legătură cu acela care șade pe scaunul de domnie. Vezi versetul 9. Psalmul 148, cântă o minunată cântare de laudă, care va umplea toată zidirea, începând de la îngerii de sus și mergând până jos la tărâtoare. Scaunul de domnie vorbește despre a tot stăpânirea nemărginită a lui Dumnezeu. În cer se știe bine că Dumnezeu stă pe scaunul de domnie ca stăpânitor, deși lucrul acesta nu se știe încă pe pământ. El este lăudat și slăvit ca ziditor de cei care sunt de fapt în cer, și chiar de ce ce sunt acolo în duh, înainte ca puterea scaunului de domnie să desfășoare pe pământ vreo lucrare. Scaunul de domnie dă chezășia că ținta pentru care a făcut Dumnezeu toate se poate atinge. Voia lui se va împlini în toată zidirea. Orice s-ar întâmpla, acesta va fi sfârșitul tuturor. Dumnezeu a făcut toate prin voia sa. Această vorbire este temelia întregii cărți, și tot ce urmează este desfășurarea naturală a acestui gând. Voia lui Dumnezeu trebuie să stăpânească toată zidirea, iar aceasta cere așezarea din nou a tuturor lucrurilor despre care a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. Fapte 3, versetul 21 Cei 24 de bătrâni cunosc pe Dumnezeu și voia lui binecuvântată, pricep că mielul ia păcatul lumii și știu cât de mult cuprind vorbele pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Evrei 2, versetul 9. Faptul acesta spune mult mai mult decât dacă el ar fi gustat moarte pentru fiecare. Acela despre care se spune, prin care a făcut și viacurile, a gustat moartea pentru toți. Cu trupurile, noi nu suntem de fapt în cer, dar avem cinstea deosebită să fim acolo în duh și să fim una cu închinarea și lauda cerului. Este o binecuvântare mare să proslăvim pe Dumnezeu ca ziditor și să știm că voia Lui trebuie să se împlinească în toată zidirea și că se va și împlini, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Un gând duhovnicesc, dacă eu primesc voia Lui Dumnezeu, atunci și în mine stau toate în ființă. Cugetând mai adânc, vedem că însuși Satan stă în ființă prin puterea Lui Dumnezeu. Când se va împlini vremea, Dumnezeu, prin voia lui, îl va nimici. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru minunata sa orânduire, pentru harul său cel felurit și veșnic, prin care toate cele făcute vor fi aduse din nou în starea fericită de la început. Amin.